Tuturor împăraților pământului, Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți ureche și ascultă, Doamne, deschide-ți ochii și priveste, auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe rog Rafshek să batjocorească pe Dumnezeu cel viu. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările. Amin. Puteți să luați loc. Vă mulțumesc. Să stăm înaintea Domnului. Se aude acolo în spate? Aleluia! În timp când am intrat, stăteam aici și simțeam ca să mă duc să salut frații. Și mi-am cerut voie și am spus, fraților, pot să mă duc să salut frații? Și salutam frate și în spate acolo privesc neamul meu, frații mei, frații care ne-au vizitat în Italia, în biserica de la Castelleone, i-am îmbrățișat și am spus, ce bun este Domnul! M-a îngăduit Dumnezeu seara aceasta să mă întâlnesc cu frații mei și cu biserica lui Hristos ca să ne bucurăm, slăviți să fie Domnul! Simt puțin că am obosit de vineri de când slujim lui Dumnezeu, duminică ne-am bucurat, sâmbătă ne-am bucurat și stând în bucurie am spus, fraților, următoarea seară, unde va fi să ne bucurăm, să stăm în prezența Domnului, aleluia! Dar știți ce a spus Petru când a văzut acea descoperire minunată, când a văzut prezența Domnului, doreau să rămână în continuare în prezența Domnului și a spus, haide să facem o colibă, că vrem, ne place să stăm în prezența Domnului. Una pentru ține, Doamne, una pentru voi, una pentru ele. Și noi stăm afară, dar e important că stăm în prezența Domnului, să ne bucurăm, slăvit să fie Domnul, aleluia! Au stat în prezența Domnului. Noi în seara aceasta suntem în colibă lui Hristos. Aleluia! Și vrem să stăm cu reverență în prezența Lui și să ne bucurăm. Și s-a propus, unde ne vom bucura zilele acestea? Și fratele Vasile, ne vom bucura la Bistrez. Așa se cheamă satul dumneavoastră. Aleluia! Și m-am bucurat și vin și eu dintre Grești tot împreună cu fratele Marian și cu sora Elena, cu dorința să ne bucurăm și să stăm în prezența Domnului. Dumnezeu știe că n-am venit cu petrenții să slujim. Noi am venit să ascultăm, aleluia, și să stăm în prezența Domnului, să auzim ce să ne vorbească Domnul. Aleluia! În seara aceasta, cuvânt care mi-a venit din partea Domnului, era în felul următor și valabil și pentru frați și pentru surori. Nu uita de chemare care ți-a făcut-o Domnul să stai în spălturi. Ăsta este cuvântul din seara aceasta. Să nu uităm că ne-a chemat Domnul să stăm în spărturi și în seara aceasta vom înțelege de la doi oameni la lui Dumnezeu cum Dumnezeu ne-a îmbrăcat cu putere și prin ei a adus o victorie poporului Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Am auzit și îmi place foarte mult lucrurile prin Duhul Sfânt. Aleluia! Acum câțiva ani, cred că în anii 2000, necăjit, am mărit 4 copii, mă rugam și a venit o lucrare și a spus, iată că am să intru în casa ta. Când am auzit cuvântul acesta, iată că eu, Domnul, vreau să intru în casa ta, cine s-a bucurat ca fratele Valentin? 4 copii, am mărit, necăjit într-o cămeruță acolo. Intră Domnul, aleluia! Știm când intră Domnul, aduce binecuvântare, aduce mângâiere, slăvit să fie Domnul! Așa știm noi pe Dumnezeu, nu? Amin. Aleluia! M-am sculat în timpul zilei. Era ceasul cam 9:30. Veneam cu unul dintre copii. Respiră greu. Eu mă așteptam că mi-aduce Domnul binecuvântare. Dar binecuvântarea tot a adus-o. Aleluia! Respira greu copilul. Am căutat să chemăm salvarea. Salvarea venea foarte greu. Era și iarnă. Am văzut că întârzie mult salvarea. Am chemat un țigan de acolo din țigănie care făcea pe taximetristul
cu mașina și ne-am dus la Drăgăneștiul la spital. Era foarte multă lume înaintea mea. Chiar dacă mai mărturisim mărturisirea aceasta, Domnul mi-a spus în felul următor: pe unde ai să mergi? I-am să te trimit. Ai să mărturisești ce eu, Domnul, am făcut pentru tine. Aici consider că mă trimis Domnul și în numele autorității sale, ce a făcut el pentru mine, mărturisesc la Biserica lui Hristos din cetatea aceasta. Lume înainte, copilul era din ce în ce mai greu și au început neamul meu, rudele mele să strige: doamna doctor, moare copilul, faceți ceva! Cumva mi-au făcut spațiu să merg în față, mi-au dat întietate, ajung cu băiatul acolo, îl ia doctorii, caută să-i prinde venele, să-i pune perfuziile și cumva este o doctoră la mine și spune: îmi pare rău, băiatul a murit. Al patrulea copil, vestea aceasta e durerătoare. Numai să nu fii tată și mamă când auzi cuvântul moarte, că te prăbușești. Cine s-a prăbușit în saloanele spitalului din Drăgăneștiul decât eu și soția, când au auzit vestea aceasta, am îngenunchiat cu speranța: Doamne, la tine este ultimul cuvânt. Te aștept să-mi aduci binecuvântarea după ce sărăcia este încruntă, după ce nu-s bani de tratamente, nu-i bani de lapte praf, nu se mai vorbește de Pampers, că nu iau atât de mulți bani să am și de cazul acesta și durerea. Stau în spital și plâng: Doamne, îndură-te! În timp ce mă zbăteam, plângeam, se aude vocea lui Dumnezeu, aleluia! Că m-a chemat Domnul din copilărie. Aveam doar 19 ani, aleluia! Și mi-a spus: nu te teme! Eu sunt Dumnezeul tău! Ți-am ascultat strigătul! Ți-am văzut lacrimile! Ridică-te, du-te și cheamă băiatul pe nume! Eu sunt învierea și viața. Mă ridic pe genunchi și mă duc înaintea doctorei. Fratele Marian știe fapte, e un fapt real. Îi spun: doamna doctoră, copilul meu nu e mort. Doctora se speria că a văzut mulți țigani, bisfurăm copilul din morgă să nu-l facem autopsie. Și zic: doamna doctoră, am făcut operația, am acceptat autopsia, să nu vă speriați. Știți că m-am rugat lui Dumnezeu și ați văzut. Mi-a spus doctora: a trecut 4 ore. Copilul este mort. Așteptăm să-i facă autopsia. Zic: doamna doctoră, eu m-am rugat lui Dumnezeu și am auzit glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi dă copilul, te rog, deschide ușa la morgă. Și ea cumva necăjită mă ia și spune: hai să văd, te-a ascultat Dumnezeu? Și deschide ușa la morgă. La morgă. Și în fața ușei strig, spun cuvântul ăsta pățâgânește și vi-l traduc pe românește: aleluia! Îi spun: Timotee, da, de uși te opre! Am spus: Timotee, tată, ridică-te! Și s-a ridicat copilul după 4 ore de moarte și privea către mine. Eu nu mai aveam voce, dar doctorul începea să strige: există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! Avea o tăietură sub barbă de 4 centimetri și profundă, că am semnat decesul băiatului și a fost fintecată pe loc. A rămas doar o cicatrice de 4 centimetri, dar băiatul are 17 ani astăzi și din ziua când a ieșit din spital n-a mai făcut injecție, n-a mai luat medicament, că a venit Dumnezeu și ne-a izbăvit. Slăvit să fie Domnul! O, Doamne, să primim și binele, să primim și răul. E adevărat, mă așteptam că intre Domnul cu binecuvântare. Dar a fost o binecuvântare. Dacă nu îngăduia Dumnezeu această minune în familia noastră, când au venit talazurile, când a venit furtuna peste noi,
Poate El știe viitorul. Cine știe cum era viața noastră? Dar dacă Dumnezeu a îngăduit o minune în familie noastră, aleluia! Rămânem credincioși și vom rămâne toată viața, aleluia! Ce rău vrea să-mi ia copilul. Aleluia! Dar Dumnezeu mi l-a dăruit. Dumnezeu este bun, amin! Mulți din locul acesta au văzut minunile lui Dumnezeu. Mulți din locul acesta au văzut ce bun este Domnul. Aleluia! De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu. La timpul acesta, în secolul acesta, să ne credem că Dumnezeu poate să facă lucruri minunate. Amin? Mai sunteți aici? Dumnezeu este bun. Aleluia! Era început. Se aude și acolo în spate. Aleluia! În seara aceasta, spune fratelui tău, ești chemat să stai în spărtură. Spune, ești chemat să stai în spărtură. Dă o mână cu el. Ești chemat să stai în spărtură. Ești chemat de Domnul să stai în spărtură. Dați mâna așa, dați mână. Frate cu soră, dați mâna. Să pleacă compreșirea aceasta, ca să putem să ne bucurăm. Aleluia! Dați mâna unul cu altul. Sunteți chemat să stați în spărtură. Aleluia, aleluia. Ca să mă șterg și eu, de ce? Aleluia, aleluia. Hai, frate Vasile, cu prosopul Adul, că bun e, aleluia! Am spus toți, ești chemat să stai în spărtură, aleluia! Fiți atenți, că declarația asta trebuie să se împlinească, să stăm în spărtură, aleluia! Înțelegeți cuvântul acesta, trebuie să-l explic în alt fel? Înțelegeți cuvântul acesta? Ne-a chemat Domnul să stăm în spărtură, aleluia! Trecem la cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Am citit despre doi împărați, Ezechia și despre Sancherib. Ezechia era un om al lui Dumnezeu și Sancherib a adus o veste amenințătoare peste popor și au anunțat: predați-vă, Domnul vă dă în mâinile mele, veniți și slujiți. Să nu vă luați după Ezechia sau să vă măcească Dumnezeul lui Ezechia sau Dumnezeul lui Israel, ca să nu vă plecați mie sau să nu veniți rob. Și Ezechia, când a auzit amenințarea aceasta care era scrisă pe o hârtie, a luat-o și a venit cu ea înaintea lui Dumnezeu, că știa ce făcea Sanherib. Sanherib, când intra într-o cetate, o lăsa pustie. Lua aurul și argintul, lua tinerii, lua femeile, lua tot ce este bun, lua bogățiile toate, îi lăsa țara pustie. Pe unde trecea Sanherib, lăsa țările pustie și toți împărații pământului tremurau când au auzit de Sanherib. Vestea aceasta a auzit-o și Ezechia. A făcut un lucru minunat. De două ori Ezechia s-a șfâșiat hainele. Și-a șfâșiat hainele și a început să stea înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! De aceea a venit cuvântul și a dus să stăm în spărtură. Ezechia și-a șfâșiat hainele și a început să cheamă pe Domnul. Aleluia! Doamne! S-a dus la Betel. Când avem probleme, când furtuna, când talazurile se ridică împotriva noastră, când amenințările bat, când lipsurile vin mari în viețile noastre, unde găsim noi rezolvarea? La Betel, aleluia! De ce la Betel? Betel este casa lui Dumnezeu, aleluia! O venit cu inima zdrobită la Betel, pentru că s-a rugat lui Dumnezeu: Doamne, pune un hotar lui Sanherib. Și Dumnezeu, ca este în ceruri, jepard o fil de clabet, o privit către rugăciunea, vine Isaia și întărește, aleluia, și spune: nu te teme, Domnul va lupta pentru tine, slăvit să fie Domnul. Sanherib venea și lua averile, lua bogăția, lua tot ce este bun. Același duh în zilele de astăzi caută să intre în cetate, se lasă familiile pustie, se lasă cetatea pustie,
În locul împăratului Saherib vine altcineva să ia odraslele din casele noastre, să ia aurul și diamantele și argintul din inimile noastre, care sunt comorile spirituale ale lui Dumnezeu. Vrea să vină să năpăstuiască templul, să ia tot ce este bun ce ne-a dat Dumnezeu, dar trebuie să stai împotriva lui. Mai sunteți aici? Care aveți copii din locul acesta? Eu am 7. Domnul să-i binecuvinteze. În seara aceasta, începând din seara aceasta, trebuie să ne luptăm pentru ei. Aleluia! Sub ochii noștri sunt smulși din brațele noastre. Sub ochii noștri sunt luați din brațele noastre, din casele noastre, în loc să fie unde este pentru lui Dumnezeu, și din altă parte, pentru că nu suntem în spărtură și în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, aleluia! Lua tot ce este bun în zile de astăzi, caută să ia tot ce este bun. Trebuie să ne împotrivim, pentru că n-are putere decât când îi permite omul și îi dă spațiu să intre, să știți. Pentru că am vis, era învins la Golgota prin Hristos. Dar în zile de astăzi El ispitește pe oameni. Dar mulți îi spunem, are și diavolul putere. Are și diavolul putere. Să știți că El a învins, El e învins. E învins la Golgota prin jertfa lui Hristos și noi suntem biruitori. El n-are putere mai mult decât îi dă omul, repet, și îi dă spațiu să fie ispitit. Biblia nu ne arată nicăieri, dacă citiți tot Vechiul și Noul Testament, nu menționează nicio parte că Satan are putere. Cei ce studiază Biblia veți găsi că doar ispitește, dă târcoale, răgnește, dar în Biblie eu nu am găsit. Dacă cineva are, să-mi arată și mie, ca să mă bucur de versetul acesta. Să nu dăm prilej lui Saherib din zilele de astăzi ca să intre în casele noastre, să ne ia ce este bun, să ne ia copiii. Dumnezeu să ne ajute să stăm pe barigadă, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Un alt om al lui Dumnezeu care se temea de Dumnezeu, Gedeon, stătea cumva acolo să-și păzească recolta, să-și păzească holdele, că vinea Madian să ia tot ce e bun. Ei, oștirea lui era mare. Ei erau puțini și intrau în țară și nepustiau țara. Lua tot ce este bun. Lua aurul și argintul. Dar l-a chemat Dumnezeu și a spus, Gedeone, Gedeone, du-te cu puterea care o ai. Aleluia! Noi avem puterea lui Dumnezeu. Și Gedeon arată Biblia că a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu și el a adus o mare victorie, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu, vreau să trec așa din etapă, că să nu fiu mai lung, Dumnezeu i-a adus biruință lui Gedeon și poporul Israel a trecut biruitor. Madian, timp de 7 ani, spune Biblia, a chinuit, a luat tot ce este bun, copii, femei, dacă intrai în cetate de fiecare zi, vedeai mama care își plânge copiii că nu-i mai găsea, că trecea Madian și îi lua să-i facă rob. Și plângeau, inima lor era zdrobită. Dumnezeu a privit în cetate și a văzut durerea aceasta și a spus, trebuie să aleg un om ca să-i le salvez. Trebuie să aduc un om care să-i biruiască, care să stea împotriva lui Madian. Aleluia! Mai lege Domnul în zile de astăzi. Mai privește ochii Domnului spre cetate în zile de astăzi. Aleluia! Ne-a ales și pe noi. Ne-a chemat și pe noi. Ne-a îmbrăcat și pe noi cu putere. Trebuie să stăm împotriva lui Madian. Să nu mai permitem atât de mult să ne ia copiii și să-i mută dincolo încoace și să stăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu ne dai biruință și Dumnezeu ne va da biruință după cum suntem noi înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Pentru Ezechie, a ascultat Dumnezeu rugăciunea
Și a spus lui Ezechia, lupta aceasta nu este a ta, este a mea. Că noi suntem pe genunchi, că noi stăm înaintea lui Dumnezeu, Domnul spune de Dumnezeu tău, nu e lupta ta, este lupta mea, am să mă lupt pentru tine, slăvit să fie Domnul, aleluia! 185.000, un înger al lui Dumnezeu, n-a fost nevoie să se audă zângâitul harcului, n-a fost nevoie să se audă zângâitul sabiilor, ci a trecut îngerul Domnului cu sabia lui și a nimicit 185.000 și a intrat groaza în Sahirim și toată oștirea, aleluia! Când se adună biserica lui Dumnezeu și stă în prezența Dumnezeu, aleluia! Toată oastea celui rău fuge, n-are putere, că se auzi, se adune oastea lui Dumnezeu, aleluia! Trebuie să stăm unită, aleluia! Filisteanul va pleca, Sanherii va pleca, Madian va pleca, pentru că Hristos a biruit, aleluia! Slăvit să fie Domnul! În secolul acesta, un cuvânt pentru biserică, trebuie să ne adunăm ca biserica să aibă viruință, să aibă putere, odraslele noastre să fie în casa lui Dumnezeu. La rugăciune cu noi, la post, să stăm în crepături care să ne dea, să ne dea biruință, Domnul slăvit să fie numele Domnului. Aleluia! Vreau să vă mărturisesc, fraților, acum 8 luni în urmă, acolo la Milano, rar se făcea nopțile de veghe. Și am avut un cuvânt din partea Domnului și a spus să venim înaintea Domnului, să aducem o noapte de veghe înaintea Lui și am strâns poporul la rugăciunii la post. Noi acolo în fiecare vineri, sâmbătă și duminică postim, că avem vineri adunare, sâmbătă și duminică, 3 zile la rând. Și mare victorie ne-a dat Dumnezeu. Am început cu greu 6 luni de zile, în fiecare sâmbătă, 4 sâmbete pe lună, 6 luni. În fiecare sâmbătă s-a făcut noapte de veie. Dar prima dată au început loviturile și săgețile să spună, băi, ce o fi Valentin, ori adventist, ori baptist, ori pentecostal. Sâmbătă nopți de veche, dar când au văzut că vine Dumnezeu și se face vindecări, eliberări, botez cu Duhul Sfânt, s-a făcut înviere, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu este bun, a făcut eliberări. Și s-a stârnit gelozia aceasta sfântă, zic, haide să ne unim la rugăciune, slăvit să fie Domnul. Și de un an de zile, aproape în fiecare lună, în Milano sunt câte 3-4 nopți de veche, la joi, vineri, sâmbătă, duminică, nopți de veche și ne bucurăm și bisericile cresc. Nu mai dăm prilej lui Saherim să intre în cetate. Dacă nu vom fi adunați la rugăciune, dacă nu vom sta de veche, Sanherim vine în cetate și ia ce este mai bun, ia aurul și argintul, comorile spirituale din viața noastră, pentru că atunci devii mai rece, nu mai îți place să vii la rugăciune, ți se pare nopțile de veche prea plictisitoare, drumul de acasă până la biserică ți se pare greu, când vii, începe ăla nu-mi plac cum mi-a vorbit, ăla nu mi-a plăcut. Ăștia sunt vremea recelii. Dar noi, haideți, fraților, e vremea să ne adunăm înaintea lui Dumnezeu, aleluia. În seara aceasta vrem să spunem, Doamne, din seara aceasta vrem să ne rugăm pentru copiii noștri, vrem să stăm în prezența Ta, să nu mai permitem celui rău să vină, să atace familiile noastre, să atace viața noastră, aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! Haideți să ne ridicăm în picioare, că vă opresc aceste cuvinte și vreau în câteva cuvinte să ne rugăm împreună, așa cum cuvântul ne-a fost adresat, cuvântul cum ni s-a adresat în seara aceasta, tu, soră, și în seara aceasta, tu, frate, împreună cu mine, să luăm decizii, să spunem, Doamne, am înțeles în seara aceasta că trebuie să ne împotrivim diavolului. Vrem ca odraslele noastre să se întoarcă în casa lui Dumnezeu. Unde-s copiii tăi? S-i departe de familie. Ești copil al lui Dumnezeu. Citești Biblia și nici nu plângi pentru ei. Ești departe de casă, în droguri, în mijlocul mafiei și tu ești în casa lui Dumnezeu și parcă nu ți se pare, parcă n-ai pasiune pentru inima scumpă a fiului tău. În seara aceasta
Domnul îți ascultă rugăciunea că lui Zedechia. Doamne, apără-mi pricina, salvează-mi copilul din mâna celui rău. Îl muncește în droguri, își cheltuie banii prin jocuri, prin cazinouri. Te cheamă Domnul să te rogi pentru odraslele tale. Împreună cu mine să ne rugăm pentru odraslele noastre, să le aducem înaintea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Cu toată biserica.